viața. Dar acest lucru i s-a părut de neiertat și a vrut să-și pună capăt zilelor. Delia a fost salvată în ultimul moment de Radu. Dacă sar, te bat cu mâna mea. Stai liniștit aici și nu face vreo prostie. Cel mai arzător vis al inimosului tânăr s-a împlinit. Marea lui iubire e din nou în brațele sale. Multă vreme au crezut că sunt frați în ciuda diferenței mari de vârstă. Apoi s-au urât de moarte, până în momentul în care Iani și Sorin au aflat că sunt tată și fiu. Tu e sânge din sângele meu. După un scurt moment de fericire, Ștefan și Ioana au fost despărțiți din nou, de această dată de o gravă eroare. Cum pot? Nu pot să-i spun eu? Nu este un braț, mamă, cum? Adevărul însă nu a întârziat să iasă la lumină. Fiind înfiat, Ștefan nu poate fi fratele Ioanei. Iubirea lor înflorește acum mai frumoasă ca oricând. Să fie oare acesta sfârșitul încercărilor la care au fost supuse familiile Marius și Mamiron? Nici pe departe, fiindcă începe un nou sezon din Iubiri Secrete. La țară, vremea ține cu îndrăgostiții. Vechile probleme sunt de domeniul trecutului, fiind înlocuite de liniște și armonie. De ce mi-e dor de buzele tale? Ștefan, știi că în ritmul ăsta o să pierdem autobuzul, nu? Bă, îl pierdem. Așa? Nu știu ce spun acolo, dacă e nevoie. Măi, și ceva? Mie îmi convine treaba asta, pentru că nu o să merg pe jos, o să mă duci tu în brațe și am și ghiozdanul. Nu cred că îți convine treaba asta, dar hai, urmă. Asta vorba, și hai să mergi. Bine, hai să mergem. Îți dai seama? Așa? Noi doi singuri la mare. Două săptămâni. Stăm trei dacă vrei. Da, Ștefan, dar știi că asta se va întâmpla numai în cazul în care prindem autobuzul. Dacă nu-l prindem, rămânem aici. Încă trei săptămâni. Uite cum facem. Cum facem? Mai îndăim un pic și mergem. Păi să mai dau un pic. Doamne, cât de dur sunt buzele tale, iubitule. Iar mâine vor fi foarte sărate. Adică? Cum adică, iubito? Nu înțelegi? Am rezervat o cameră într-un hotel minunat unde vom petrece niște clipe de neuitat. Adică mergem la mare? Da, iubito, și chiar acum. Stai, pupă-mă atunci. Nu mai stai atât de tine. Ianișor! Da, Fuzi. Știi la ce mă gândeam eu? La ce? Că am găsit un hotel superb la Saint-Tropez și mă gândeam să petrecem toată vara acolo. Ce zici? Unde-i Saint-Tropez-ul ăsta? Părahova? Cum o să fie Părahova? Pătești pe septembrie, Pantelimon, unde? Nu, iubitule, în Franța. Pe n-am vreo vinietă. Las că-ți iau eu dacă mă duci. Lasă că te duc la Olănești, te duc la unde vrei tu, la Filipești, la Costinești, la Vama Veche. La Buzău? Olănești? Da, la Urziceni. Zi mersi că te duc. Vrei să spun ceva? Uimește-mă. Să știi că sunt cea mai fericită femeie din lume. Și vei fi și mai fericită, îți promit. Da? Da. Mă iubești? Mult, mult. Maxim. Opa. Ce faceți, dragii mei? V-am prins. Ne scuzați. Ne scuzați. Dar no? Și tu, la fel ca și mine. Așa. Știi cum e cu dragostea asta așa? Bine. Mai prins, nu mai am ce să zic. Asta e. Ai dreptate. Bună dimineața. Ioana, uite că vine microbuzul. Ok, bine atunci, noi trebuie să plecăm, v-am pupat și să avem grijă, da? Distracție la mare. Pa! Ștefan, ai grijă de dacă te mănânc. Te comite. Pa! Stai! Nu-i nimic mai frumos decât dragostea, iubire, nu? Așa-i. Și eu te iubesc mult, mult de tot, Delia, da? Abia aștept să vii înapoi, să te întorci, să te strâng în brațe tare, tare și să facem dragoste fierbinte. Nu, bine, ai dreptate, mai bine facem un pic de dragoste răcoroasă, că e cam caldă afară. Dar tu în cât timp vii? Într-o oră, da? Fix o oră ajungi înapoi. Bine, dragostea mea, abia aștept să vin înapoi peste o oră. Te pup și te iubesc mult, mult de tot. Dar cu
chiar nu vrei să facem puțină dragoste? Aoleu, îmi pare rău, eu nu mai pot să fac așa ceva. Am o iubită de care sunt foarte îndrăgostit și nu mai pot să fac chestii de-astea cu nicio altă bunăciune, să fie clar. Dar tu chiar nu mai vrei. Aoleu, bă, da, ești bună rău de tot. Dar nu mai vreau să te văd, nu vreau, nu mai pot. Îmi pare rău, nu pot. Nu vrei să-mi soros buzele astea atât de frumoase? Aoleu, Doamne, de ce mă bași tu în ispita și ne izbăvește de cel rău? Aoleu, mama, pleacă de aici să nu te mai văd, pleacă! Bine, Radu, plec! Nu vreau să mai te văd niciodată! Aoleu, Doamne, nu, stai puțin! Ba nu, pleacă, nu mai pot să te văd niciodată! Nu, bună ciună! Deci mă dorești? Aoleu, nu te doresc, nu pot să mă uit la tine, nu pot să fac treaba asta, nu mai vreau să fii împăcat niciodată. Radu, dar nu păcătuiești, dragoste e un sentiment frumos. E un sentiment frumos? Da. Aoleu, Doamne, de ce faci treaba asta tu mie? De ce mă bași tu cârtășie? De ce? Că eu am o iubită pe care sunt... Nu. Radu. Penultima oară? Penultima oară. Nu, e ultima oară. Eu nu pot să-mi înșel iubita, să fie clar. E ultima oară. Da? Bine. Da, măcar dacă e ultima oară, hai să o facem cu stil. Vino cu aceea. Atât. Cu mult și mult stil. Un loc de bun. Bine, e dreptate, e penultima oară. Nu e ceea ce pare. E mult mai rău. Credincios celui care i-a fost ca un tată, Capone îl vizitează cât poate de des pe Victor, chiar dacă știe că șeful său nu va fi eliberat poate niciodată. Ia spuneți, cum sunteți aici? Cum să fiu? Odihnă ca la tratament, Capone. O să revin în forță. Da, dar știți că acuzațiile împotriva dumneavoastră sunt destul de grave. Comisarul Acuman, am auzit că are un dosar destul de solid. Organizația noastră este foarte puternică, așa că o să găsim soluții. Așa e, dar... La ce te gândești? Să o vedeți, tot aud în ultima vreme că s-ar dori excluderea dumneavoastră de la organizație. Asta e o tâmpenie. Nimeni nu poate să conducă organizația mai bine decât mine. Aveți dreptate. Înțelegi? Toată lumea are nevoie de mine. Dar nu la asta mă gândesc eu acum. Noaptea, Capone, când nu pot să dorm și sunt multe nopți aici, mă gândesc numai la răzbunare. Mă gândesc cum să-i fac să plătească pe cei care m-au adus aici. Și o să plătească cu vârf și îndesat. Vă înțeleg perfect, aici, domnule. Dar știți că principalul martor al acuzării este chiar fiul dumneavoastră, Madalin. Da, ironia sorții. Fiul meu m-a băgat la răcoare. Nu mă așteptam la asta, sincer. Madalin nu o să pățească nimic, Capone. E fiul meu și țin enorm la el orice s-ar întâmpla. Dar Valeria, care l-a manipulat, l-a mințit și care a înșenat totul, ea o să plătească pentru tot. Crede-mă. Fii sigur că o să plătească pentru tot. Păi ce vreți să faceți? Îți spun un singur lucru. O să o lovesc acolo unde o doare cel mai rău. Valeria are o fică la care ține enorm. O să vadă și ea cum este să-ți pierzi copilul. Ei, uite că a trecut și vara asta. Câteva săptămâni mai târziu, marișii s-au adunat în jurul mesei în așteptarea celor plecați în vacanță. Cred că ar fi cazul să gustăm în parte din... Dar stați da? Că mă duc să aruc vinul. Da? Da, sigur. Bravo, mersi mult. Ești o drăguță. Măi, mamă, tu chiar o iubești pe fata asta? Mamă, nu începe, iar te rog. Măi, Valeria, dar fata e de bun simț. Ce poți tu să-i reproșezi ei, dragă? Stai puțin, că nu-i reproșez nimic fetei, dar l-am întrebat pe Madalin doar dacă o iubește sau are un sentiment de datorie față de ea. Mama, trebuie să înțelegi un lucru. Iulia e o fată de nota 10 și asta e cel mai important. Nu, dacă așa spui. Ia uite-i, măi! Bine v-am găsit, ce faceți? A, trăiește soacra! Bine ați venit! Să sperăm! Hai să trăiești! Cum a fost? Fain! Da? Bravo! Ce faceți? Ai avut grijă de fată? Cea mai mare grijă! A avut, sigur a avut! Nu te-ai bronzat!
Ce faceți, mami? Ia spune-ți cum a fost la mare. Mama a fost extraordinar de frumos. Am avut o vreme frumoasă, ne-am distrat, am avut cu baia, a fost minunat. Dar vreau să vă spun ceva. Ce? Nicăieri nu mi-e bine ca acasă. Oi, doamne, mai speriat. Bă, nu ia, noi. Mare dreptate ai să știi. Dar Radu și Ionuț nu se ieși acasă? Ducu a făcut o bocană. Mi-e frică să întreb despre ce e vorba. De Elia l-a prins cu o mândră în pat. Chiar în ziua când ați plecat voi la mare. Păi și Delia cum a reacționat? Îți dai seama, Delia a plecat din țară. Avea ceva rol din străinătate și s-a dus la ea. Pot să cred. Și mai e o chestie. De vreo săptămână ne face mari probleme, Răducu. Adică? Pur și simplu a intrat într-o stare de asta nenorocită, de depresie și nu mai vrea să vorbească. Refuză pur și simplu să vorbească. E, stați să văd și pe asta, puicule, eu chiar nu cred. Dar vă faceți griji. Cu siguranță, nu mai scoate o vorbă, nu grăiește nimic. Radu niciun să cuvânt. Nu vorbească. Dar nu vă faceți griji, ați văzut ce săptămână liniștită am avut. Hey. Așa că nu vă mai văitați. Hey, hai, că nu poți să stai nemâncat toată ziua. Îți era dor de el. Bună, Ionuț! Bună, Radu! Ce mai faceți? Bună, Ioana! Tu faci bine, eu fac bine, dar nu. Da, de ce? Păi nu știu, dar de o săptămână încoace a intrat într-o grevă de tăcere. Deci nu mai zice un cuvânt. Și dacă vrea să comunice ceva, scrie pe telefon sau pe carnețel și îmi face un semn. Am înțeles, așa, ha, nu? Exact, da. În genul. Înseamnă că are să ne comunice ceva. Ia să vedem. Deci căspătar. Am făcut-o mai lată ca niciodată. Păi asta, aici ai zis, vine așa. Te-ai dat seama și tu, mami? Da, mă. Da, poate îți bagi mințile în cap. Nu crezi că ar fi cazul să te maturizezi, Radu? Poate ar fi cazul. Ia zi, dragă, cum a fost? Alo. Bună, scumpa mea, Valeria. Victor? Ce? La Vila Mamiron este zi dedicată artei interpretative. Auditoriul este pur și simplu copleșit de plictiseală. Care e partea care nu-ți combine? Că te văd așa un pic schimonosită. Doar un pic așa, nu? Ea zicea piesă, Iani, ea zicea piesă, m-am plictisit, dar am înnebunit. Hai să vă și mai ceva. Știu, încă 10, încă 10, 20, 100, care e problema? Uite, care? Da, e, uite ce propun eu. Hai să mergem la mall. Ne delectăm cu muzica de la mall. Nu, da, eu nu! Îți dau ție cultură și tu vrei mall. Bună ziua, dragilor, bucuroși de oaspete. O, bucuroși, bucuroși, ce faci, frățioare? Ce noroc, noroc, v-am găsit. Păcar să te întorc. M-am brăzat și eu. Unde ai fost, la țară? La țară, mă. Noi vrem să-ți dăm o veste, nu tocmai bună. Iar cu Stoian, sau ce? Nu, nu e vorba de Stoian, e vorba de tine. De în mine? Timpul ăsta care tu ai fost plecat, eu am avut nevoie de un om. De o mână foarte. Da. Și am angajat un lipsa. Profesionist. Adică ce, eu nu sunt atât de profesionist? Pe adică lângă ce ai găsit tu? Adică am angajat alt om în locul tău. Băi, Iani, suntem ca și frați. Cum? Taure, împreună, cum s-a despărțit Africa de Europa și noi ne despărțim. Păi bine, dar zi-mi... Să desparte lumea după 20 de ani de căsnicie cu copii. Băi, Iani, zi-mi un singur motiv, te rog eu frumos, pentru care lucrul mă dai afară. Nu mai mi-a plăcut de tine. Simplu. Ți-am greșit cu ceva, am greșit cu... Nu faci față situațiilor, ești incompetent. Conduci prost, nu calci, nu speli. Tu ce ai fost de râs? Cu glumele astea, că am spăl. E ceva de râs? Păi da, că nu pleacă din casa ta. Și râd că mai graffiti stai. Graffiti nu faci. Locul cel mai important. Bă, graffiti nu faci. Tot că asta vrei. A, Taure. Hai. Ia stai, mă, puțin. Băi, ia vină puțin. Cine? Vină puțin. Știi ce-mi place, mă, mie cel mai mult la tine? Vină, mă, încoace, mă! Am gândeam chip, de-abia am venit mai loc. Știi ce-mi place cel mai mult la tine? Fața ta, că ești bostul umflat, zici că ești din păpușii, că mă aveți. Așa, frați? Bă, ce glume! Cu plastilină, zici că e! Bravo, mă! Să mai faci glume de-astea! Marco, ți-a fost bună! Mai fă una și chiar că plic! Ba, a fost bună, ți-a plăcut! Te las așa, ți-o coc eu! Știi ce nu-ți faci? Ia du-te și ia niște bere! Izaura, uite și ia niște bere. Beri, bericele, reci. Gâl. Uite, transpir. Eu nu vă mătura pe lângă mine, mă? Tu mă crezi cumva o servitoare? Izaura, te duc și la mol. A băgat mol aici, la lângă noi. Spune și voi face exact în tocmai. Mă duc, ți-aduc berea și merge la mol. Vezi să nu cumperi cu sacoșe, pleci cu sacoșe de acasă. Vezi, mă, ce face plictiseală de unul? La ce glume ai, bă? Cât timp ai fost tu plecat, am dat o combinație șmecheră rău de tot. Auzi. Înmulțesc averea de cel puțin 3-4 ori. Stai jos să spun. Stai jos, fii atent. Asta e
Asta e crimă, mă, e nenorocire, ești nebun? Dacă auzi fraier în București, leșină. Dar trebuie să nu spui la nimeni. Ce mai vrei, omule, de la mine? Vreau să spun câteva cuvinte, draga mea. Atâta tot. Valeria a sperat că nu va mai auzi niciodată glasul bărbatului care a terorizat-o și a amenințat familia. Pentru tot ce ai făcut, pentru că l-ai întors pe Mădălin împotriva mea, o să plătești cu vârf și îndesat. Da, crede-mă, mi-ai distrus viața, o să te-o distrug și-o ție. Nu înțelegi că tu mi-ai distrus mie viața? Și hai să încetăm odată cu războiul ăsta absurd. Băi, ordinarule, tu n-ai înțeles nici până în ziua de astăzi că mie nu mi-e frică de tine? Mădălin, ascultă-mă, fiule. Mâine, Stoiane, o să vin după tine în penitenciar și o să avem o discuție față în față să stabilim toate problemele dintre noi doi. Mădălin, fiule, ascultă-mă. Ascultă-mă, maică ta te-a mințit. Ți-a spus numai tâmpenii. Deci pe ăsta m-am distrus cu mâna mea, ascultă-mă ce spun. Mami, dar te rog eu frumos, liniștește-te, acum e închis, nu mai poți să ne facă niciun rău. Mama, omul ăsta, închis sau în libertate, nu se potolească. Și pentru asta nu s-am grijă de el. Bine, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Domnul Victor Stoian s-a gândit că e cazul să ne mai amințe puțin familia. E că tata vrei să spui. Nu, cum pentru mine nu e tată, Ioana, așa trebuie să fie și pentru tine. Mădălin, Victor e tatăl nostru, indiferent ce spui tu acolo, și cred că ar fi cazul să afle și el asta. Ioana, nu trebuie să afle absolut nimic, nu are niciun drept. E doar un nenorocit, nu merită statutul de tată. Ba da, bine, ok, am înțeles. Doar pentru că tu nu recunoști ca fiind tatăl tău, asta nu schimbă cu nimic faptul că e tatăl meu și că vreau să știu ce s-a întâmplat. Omul, am vrut de foarte mult timp să vorbesc cu tine despre treaba asta și vreau să te rog, vreau să te implor din tot sufletul să-mi spui toată povestea. E dreptul meu să știu. Și dreptul nostru, Ioana, este să te protejăm pe tine. Nu trebuie să afli ce s-a întâmplat. Dar vreau să aflu ce s-a întâmplat. Nu, vreau să știu cum am ajuns pe lumea asta. Nu mă puteți condamna. Bine, Ioana. Am să-ți povestesc totul. Să știi că e o poveste dureroasă. Sunt pregătită să aflu orice. Mă, frăție, fii atent. Eu spun despre ce e vorba, dar nu trebuie să spui nici măcar lumea ta. Iani n-a învățat nici până acum că dacă nu te asiguri că a plecat, Anda va trage cu urechea. Dar ce ai făcut la genunchi? E zgâriat. Eu mă simt cam obosit, te aștept în cameră. Du-te, Fiona, du-te, Fiona, fă nani. Nani, nani, pui nani. Stai frate, du-te, o să te ași și fii tu. Nani, pui șorii când am lui Fiona, care e zgâriat în genunchi. Iani, acum te înțeleg eu pe tine. Tu nu știi aia dragoste, ești invidios pe fiul tău. Mă, ce să faci, mă? Mă, să moară taurul dacă te mină, nu o să fac un filmuleț despre voi doi, intitulat Dragostea din Tei, și o să-l vând la... Să vadă lumea cât de mult voi. Dar dacă nu vei face filmul ăsta, te rog să nu mă închizi în cameră. O să fiu cu minte, sunt cel... Uite, ți-am adus aici, ți-am adus scoici, cauciucuri, ciocane, ți-am adus... Flex-ul, am, de la mare. Foarte, să facem frumoase, dar ți-le rămâi încolo, nu acum? Văd că îți place să vorbești cu mine. Eu mă duc în cameră, mă așteaptă cineva drag, iubit. Mă rog, tu nu ai gândit și toate astea. Și nu uita de darul ăla de nuntă, da? Da. Taure cu dansurile alea străine, știi tu, da? Vă pup și vă iubesc. Fă și tu, nani, nani, puiu tati, nani, nani, puișor, puiu tati, nu știu cu cine seamănă, așa de fraier și de pămpălău. Cred că nu-i făcut cu mine, cred că nu-i al meu. Lasă că-i fac eu una de-aia invers, una pe invers, înainte de nuntă, una ca să o pomenească. Să-și aduc aminte de ea până o pune mâine. Eu zic de la capul locului. Dacă încep iar cu nebunii, cu răpiri, cu tâmpenii, eu nu mai o bag, nu ți-am zis. Bagi, nu? Nu mai am chef pe la poliție, cu comisarul. Îți iei jucările și pleci, nu? Îi fac una de-aia să o țină minte. Fină. Doar am intrat și noi acum. Sunt în Liga Campionilor. Normal. Valeria credea că povestea ei și a lui Victor s-a terminat și că anumite secrete vor rămâne pentru totdeauna îngropate. Mamă, te rog frumos, dă-te la mine și povestește-mi, spune-mi tot ce s-a întâmplat, te rog. Ioana, nu e bine să știi tot ce s-a întâmplat. Dar vreau să știu tot ce s-a întâmplat, Mătălin. Bine, Ioana. Când l-am cunoscut pe tatăl tău, eram tânăr. Eram foarte tânăr. Așa. Eram doi copii. Ne-am întâlnit de câteva ori. Era un băiat bun. Înțelegeam foarte bine și chiar mi-a lăsat impresia că mă iubește. Asta e foarte frumos. E o poveste minunată. Nu înțeleg cum s-a ajuns la ura asta. Nici eu nu știu, mami, ce s-a întâmplat, dar cert e că el
dintr-o dată a devenit alt om. Adică a devenit un monstru. Nu știu cum, dar... Și... Ce s-a întâmplat? Într-o seară... Așa? Într-o seară a agresat-o. Asta s-a întâmplat, Ioana. Adică... Mama, e adevărat? Mă, uită-te la mine și spune dacă e adevărat. Nu pot să cred. Tocmai de asta nu era bine Ioana să afle adevărul. Acum că-l știi, o să suferi mult prea mult. Haideți să uităm de nenorocitul ăsta. Și totul o să fie bine, vă promit. Nu, Madalin. Acum mai mult decât oricând, trebuie să merg, să-l privesc în ochi și să-i vorbesc. Simona a reușit să obțină închiderea lui Victor. Polițista coruptă însă nu se mulțumește doar cu atât. De ce m-ai chemat aici? Am o mare surpriză pentru tine. Eu zic să încetezi odată cu surprizele astea ale tale. Știu că tu întotdeauna urmărești ceva. Vezi că mă cunoști foarte bine? Și dacă tot mă cunoști atât de bine, ar trebui să-ți dai seama că în momentul în care îmi propun ceva, reușesc. Hai, treci la subiect. Știi cât de mult îmi doresc un rol mai important în organizație? Și tu probabil știi la fel de bine că Victor te va lichida pentru trădare, nu? Vezi că nu ești la curent cu ultimele noutăți? Victor a fost exclus. Nu mai este șeful organizației. Asta de unde ai mai scos-o? Nu am scos-o eu. Asta le-a stabilit la ultimul consiliu, unde tu nici măcar n-ai fost invitat. Nu pot să cred asta. O să te convingi imediat. În această casă locuiește noul șef al organizației. Stai puțin, că asta e casa lui Victor Stoian. Ce nou șef. A fost casa lui. Dar Victor Stoian nu mai reprezintă nimic acum. Este zero. Asta nu cred și... Oricum, dacă ar fi așa, eu rămân în continuare să lucrez pentru Victor, da? Înțelegi că Victor Stoian nu mai există? Este nul? Aici este Victorul. În casa asta. Simona, știi că eu nu sunt un trădător, nu? Intră câteva secunde cu mine în casă, o să vorbești cu noul șef și o să te convingi singur. Are foarte multe lucruri interesante să spună, crede-mă. Auzi? Ia stai așa. Dacă asta e vreo altă șmecherie de-a ta, o să ai de-a face cu mine, ai înțeles? Departe de iubitul ei atâta vreme, Raluca și-a găsit în sfârșit liniștea alături de acesta. Sau să fie doar o iluzie? Cine l-a iubit? Era Delia, iubitule. Cu ea am vorbit. A, da? Ce mai faci? Păi ce să fac? Încerc să scape de idiotul ăla de Radu, că se tot gândește la el și vrea să-l uite. Și s-a stabilit la Madrid și a găsit un apartament acolo. Na, sper să fie bine. Ia auzi, mă bucur mult pentru el. Sper să... Să-i găsească și ea fericirea. Da, și eu la fel, crede-mă, dar și ce mă gândeam? Oare nu ar fi mai bine ca într-o zi să plecăm și noi cât mai departe de locul ăsta? Păi cum adică vreau să plecăm? Păi am venit aici. Da, iubitele, dar nu știu, toată situația asta cu Iani, nu cred că vreodată în viața lui o să mă accepte în totalitate. Nu cred că mă suportă cu adevărat. Raluca, Iani s-a schimbat mult. Într-adevăr, nu e cel mai mare fan al tău, dar ne vrea binele. Ne ajută în tot ceea ce facem. Trebuie să vezi și partea bună a lucrurilor. Da, nu știu, iubitule, ce să zic. Dar ascultă-mă un pic. Tu nu trebuie să zici nimic. Trebuie doar să ai încredere în mine și să mă asculți ceea ce spun. Nu este bine să plecăm din casa asta. Dar oricum, iubitul meu, chiar nu am nevoie să plec acum de aici, pentru că mai am niște probleme pe care trebuie neapărat să le rezolv. Cum adică? Ce fel de probleme? Aici sau cum? Da, aici. Vreau neapărat să aflu tot despre cei care m-au ținut închis atâta timp. Și nu o să stau liniștită până nu o să îi văd închiși. Raluca, ești culme. Victor Stoian e închis. Primește exact ceea ce merită. Ce vrei mai mult de atâta? Da, spune-mi și mie. Victor Stoian este închis, dar Victor Stoian atunci când m-a închis pe mine n-a fost singur. Iar restul sunt liberi. Tocmai asta e problema. Nu-mi vine să cred, femeie.
Nu vine să cred. În loc să te gândești la nuntă, în loc să te gândești cât de fericiți suntem împreună, tu te gândești la răzbunare? Dar mă gândesc la nuntă și mă gândesc la noi, doar că nu pot să fiu liniștită, numai eu știu prin ce am trecut. Dar știu și eu foarte bine prin ce ai trecut, tocmai de asta te protejez. Înțelegi? Să vin ceva, țip la mine sau ce faci acum? Nu, iubito, nu. Nu țip. Iartă-mă. Iartă-mă, te iubesc mult de tot și vreau ca noi doi să fim fericiți, să nu mai te gândești la nicio răzbunare, să nu te mai gândești la nimic. Crede-mă că și eu te iubesc din tot sufletul, te iubesc mai mult ca oricând. Ai cerai, nenorocitule? Bine că te-am găsit, impostorule! Veștile privind excluderea lui Victor de la șefia organizației l-au șocat pe Capone. Tânărul de oțel speră că perfida polițistă minte. Simona, trebuie să aștept jos. Ok. Iar tu? Nu poți intra aici cu un pistol. Dar de unde știi tu că am pistol? Capone, aici noi știm tot. Tată, l-am adus pe Cătălin așa cum ai rugat. Ia stați puțin. De unde știți voi cum mă cheamă pe mine? Nu spune nimeni Cătălin. Să spun, Cătălin, fiule, poți să ne lași, te rog. Dar cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt noul șef al organizației. Damian mă numesc. Parcă am mai auzit numele ăsta. Sunt convins. Eu am condus organizația înainte de Victor Stoian. Stați așa, din câte știu eu, Damian a murit. Iar în fața mea, tot ce văd e un chip bandajat, atât. Așa a crezut și Victor Stoian. A crezut că a reușit să mă omoare. Dar Damian... e mai puternic decât Victor. Păi de ce m-ați chemat aici? Te-am chemat aici ca să fii lângă mine. Vreau să-i facem viața lui Victor Stoian un coșmar. I-am luat casa, dar vreau să iau totul. În cazul ăsta n-am cum să vă ajut. Eu lucrez doar pentru Victor Stoian și nu pot să-l trădesc. Îmi place că ai principii, dar tu vei lucra începând de astăzi, alături de mine. Se pare că nu m-ați înțeles. Puteți să-mi dați orice avere, oricâți bani. Nu o să mă vând. Nu o să-l trădesc pe Victor. Aici nu e vorba de vânzare sau de cumpărare. Aici e vorba de ceva mult mai profund. Nu înțeleg, adică despre ce să fie vorba? Așteaptă. Cătălin, tu... ești fiul meu. Ce? Eu... sunt tatăl tău. Cine greșe, domnișoară? Unde te crezi? La Vila Mamiron, o vizită neașteptată se lasă cu urmări nedorite. Cum, Sorine, de unde știu? Atâtea luni de zile mi-ai promis că mă iei de nevastă și acum faci pe prostul? Poate e o confuzie, tu pe mine mă cauți? Normal că pe tine te caut. Sorine, cine-i fata asta? Nu știu, iubito. Habar n-am văzut-o în viața mea. Încerc să aflu să văd cine e.
Cum nu mai mă cunoști, Sorine? Așa te pormă și ție, domnișoara, ți-ai zis că te ia de nevastă? Ai uitat, i-ai spus și domnișoarei? Că ai vrut să mă iei de nevastă și că m-ai cerut de nevastă? Hai că deja ai tupeu! În 5.000 giu? Deja ai tupeu! Și că aveam banca noastră acolo și totul era super ok! Stai așa, Sorin, deci asta ai făcut și cu mine. Într-adevăr, m-ai cerut de căsătorie în 5.000 giu, dar nu înțeleg care e legătura. Păi de unde să știu care e legătura? Zi, femeie, de unde mă cunoști? Zi! Spune, de unde mă cunoști? Nu știu, iubito, habar n-am. Cine e femeia asta? Bine. Dacă într-adevăr îl cunoști pe iubitul meu, te rog frumos să-mi spui ceva despre el. Nu știu, îmi spui orice... Ia du-te, fă. Ce cauți? Și cine ești? Am venit să-mi iau bărbatul. Da? Da. Și o întrebare. Copilașul ăla mic, drăguțel, mititel, de jos, care plânge și care mi-a atâtă câinii, e al tău? Da, e al meu. Îl cheamă Sorin, ca pe tatăl lui. Ce? Ce mișto! Învăluit în mister, un nou personaj își face loc în povestea noastră. Stați puțin, cum adică sunteți tatăl meu? Ce... ce înseamnă prostia asta? Victor Stoian te-a luat de lângă mine cu foarte mult timp în urmă. Asta n-are cum să fie adevărat. Pe mine Victor m-a luat de la un orfelinat. Te-a luat de lângă mine, nenorocitul. Păi, și de ce să facă treaba asta? Pentru că a vrut să-mi facă mie rău. M-a urat și a vrut să se răzbune. Treaba asta nu pot să o cred. De ce? Pentru că Victor Stoian e ca un tată pentru mine. De-aia. S-a folosit de tine, Cătăline. S-a folosit de tine. Te-a crescut ca pe un soldat. Pe tine. Pe fiul meu. Fiul meu. Asta n-are cum să fie adevărat deloc. Cum, nu știu, cum aș putea eu să cred un om căruia nu-i văd nici măcar chipul? Daniel, o să-ți explice totul. O să vezi cât rău ne-a făcut nouă Victor Stoian. Naiv, Sorin se apără din răsputeri, disperat că iubita lui s-ar putea să creadă toată grozăvia turnată de femeia necunoscută. Dar ăsta este un lucru extraordinar! Să ai un copil este cel mai frumos lucru după pământ! Ai înțeles? Îmi pare rău că n-ai venit să-mi spui și mie mai dinainte. Luăm și-o la copilul ăsta, un costumaș, un caricior, un turnăcop, o roabă, o cazmace. Băi, băiatule, tu n-auzi că eu n-am niciun copil, nici nu o cunosc pe femeia asta. Nici nu o cunoști. Eu am impresia că e umblat la veveriță, i-ai făcut acest copil și nu vrei, nu? Nu vrei, e nu, trebuie să o iei de nevastă, da? Care un copil cu ea, scurt pe doi. Ea ne are dreptate. Băi, termina... Auzi, de unde știi tu cum îl cheamă pe tata? De unde ești? Păi nu știu. Păi cum nu știi când tocmai ai pronunțat numele? Cum nu știi? Sunt aranjamentele voastre, nu? Nu, Iani? Zi, recunoaște. Recunoaște? Să mă arăt tăticul meu dacă am vreo treabă, vreo ceva cu chestia asta. Iani, astea-s glumițele tale. Numai tu faci așa, să faci râd între mine și să fac spumișoare dacă am legătură. Auzi, știi ceva? Pot să o cauți să mă prind de 100 de ori. Că nu o să mă despart de ea. Stai, bă, știi ceva? Da, într-adevăr. Așa, așa, aranjat. Așa. Păi vezi, păi vezi, păi vezi. Dar am vrut să văd și eu cum se comportă ea. Și ea nu are niciun fel de încredere în tine. Nici măcar cât e negru sub unghie. Asta nu se numește relație. Tu ești împit? Bine, tati. Și nici măcar dragoste nu e între voi. E decât patul. Tati, nu trebuie să mă testezi tu. Lasă-mă pe mine să-mi dau eu seama. Da? Tăticul meu frumos. Da? Da? Băiatul meu frumos, eu îți vreau binele ție, numai binele ție. Știu, dar eu sunt un copil atât de prost încât nu-mi dau seama că tu îmi vrei binele. Uite-te la genunchii. Știu. Are vânătă în Are genunchi foarte frumos și o iubesc. Mersi frumos, du-te cu gluma ta cu tot. Du-te. Hai fă, ieși, n-auzi, ieși. Hai, mersi. E înruptă în genunchi. Bravo. Nu lua! Iani, Iani cu glumele lui iubit. Nu ești bună de nimic, dar nimic nu ești bună.
înțeles? Să-mi dai banii înapoi, avansul înapoi, avansul. Să-mi dai banii după hainele astea care ți-am dat să ți le iei. Și nu mai primești niciun bani. Hai, afară. Pedalează, cap de maimuță, pedalează, Lungano! Dacă ce i-a spus Damian se dovedește a fi adevărat, atunci viața lui a fost o minciună. Dar lui Capone îi trebuie dovezi. Mă, da, spune și mie un lucru. Nu înțeleg de ce n-am știut nimic până acum. De ce nu m-a căutat? Pentru că eram convins că Victor te-a omorât în răzbunare. Dar acum, după ce a fost închis, am reușit să punem mâna pe toate lucrurile lui și să aflăm tot adevărul. Tu ce treabă ai în toată povestea asta? Păi vezi, eu în ultimele luni am lucrat pentru Damian. Fără ajutorul meu n-ar fi reușit să-l dea la o parte pe Victor și să afle tot adevărul despre tine. Dar ce avea Victor cu Damian? De ce m-a luat de lângă tatăl meu? Băi, Victor nu e sănătos. E bolnav la cap. Mama noastră tot de mâna lui a intrat în pământ. Nu știu, mi-e greu să cred asta. Nu știu, de ce să fac asta? Victorul lura foarte mult pe tatăl nostru. Foarte mult. Păi bun, dar de ce să-l urască? Ce a făcut? E o poveste lungă. Ideea e că tatăl nostru a fost un om sărac, a trăit într-o mahala. El și Victor s-au îndrăgostit de aceeași femeie. Adică de mama noastră? Nu, de altă femeie. Femeia asta iubea pe tatăl nostru. Victor, cum el nebun, din cauza că s-a simțit respins, a hotărât el să o violeze pe femeia asta. Cred că știu despre cine e vorba. Da. Iar tatăl nostru a depus mărturie împotriva nenorocitului. L-a băgat la închisoare. Și când Victor a ieșit, a fost prăpăd. Doamne, nu știu, nu-mi vine să cred. Totuși e și o veste bună toată povestea asta. Am aflat acum că avem o soră și, de fapt, cea mai bună veste e că și ea trăiește. Aveți o vizită și o scrisoare. A doua zi, Victor este chemat în sala de vizite. Nici nu bănuiește ce surpriză îl așteaptă. Dragul meu, Victor, m-am întors printre cei vii special pentru tine. Ieri am fost ales noul conducător al organizației, iar tu ai fost declarat indezirabil. Vezi cum se întoarce roata? Deci, Damian, trăiește. Lucrurile se complică. Stoiane, noi doi trebuie să vorbim. Mădăline, ce-ar fi să fii mai politicos cu tatăl tău? Băi, omule, tu nu ai înțeles măcar până în ziua de astăzi că tu pentru mine nu ești tată, mă. Tu ești decât un mincinos, un nenorocit, pe care cu mâna mea o să-l omor dacă vei mai îndrăzni să-mi amenizi un membru al familiei. Hai să-ți dau o veste proastă. Tocmai am fost înlăturat de la șefia organizației, așa că s-ar putea ca în curând cineva să-mi facă fel. Hai să-ți mai dau o altă veste proastă. Mă bucur nespus că o să-ți facă fel. Eu zic să nu te bucuri prea mult, fiul meu, pentru că înainte că eu să plec în mormânt, o să mă ocup de maică-ta. Dacă o singură dată mai îndrăznești să mai vorbești urât de mama mea sau să o ameninți, te omor cu mâna mea, mă-ți clar? Mădăline, înțelege că te-a mințit, te-a manipulat. Mama nu m-a mințit cu absolut nimic, Stoian. Ți-a spus că am violat-o și m-a băgat în pușcărie pe nedrept. Eu m-am purtat cu ea ca un domn. Mă, tu nu știi ce înseamnă să fii domn. Ba da, în momentul ăla era un domn, aveam tot viitorul în față. Nu i-am făcut nimic, crede-mă. Stoiane, ești doar un nenorocit care atunci ai agresat-o. Îți jur că nu i-am făcut nimic rău. Dar crede-mă că o să-i fac foarte mult rău. Așa cum ai spus mai devreme, nu mai ești la șefia organizației. Ceea ce înseamnă că ești o cârpă, mă, și n-ai pic de putere. Asta o crezi tu. Dar știi care e faza tare? Că mai am vreo 2-3 oameni loiali care o să facă ce le spun eu. Adică o să se ocupe de maică-ta. Dacă o singură dată o mai am venit să o omor, ai înțeles? Bă, gata vizita! La revedere! Mădăline, îți urez tot bine din lume. Dar pe Valeria, pe maică-ta, care mi-a făcut tot rău pe lumea asta, n-am să uit! Crede-mă, n-am să uit! Sufletul de copil al Ioanei e copleșit de trecutul dureros al mamei. Îngrijorat, Ștefan încearcă să-și liniștească iubita. Ioana, dar așa e Victor Stoian. Gândește că pe mine m-a mințit ani de zile că sunt copilul lui. Da, dar este tatăl meu, înțelege. Este tata. Eu nu pot să mă obișnuiesc cu gândul că...
că tata este un om de rău. Nu te gândi, nu te mai gândi la el, pentru că nu are rost. Nu merită omul ăsta. Cum să nu mă gândesc la el? Totuși, eu cred că el are dreptul să știe că sunt fica lui. Îmi doresc să știe că sunt fata lui. Ștefan... Ioana, nici un caz. Asta nu este o idee bună. Crede-mă. Nu vreau să-mi spună cine e familia mea, cine sunt părinții mei. Un astfel de om nu merită să știe că tu ești fata lui. Dar de ce-l urâți cu toții atât de mult? Pentru că îl cunoaște mai bine. De-aia îl urăm. Și eu, și Mădălin, și mama ta știm ce fel de om e. Bine, Ștefan, poate că voi îl cunoașteți mai bine și vreți și mie bine. Le știu asta și înțeleg, dar înțelege-mă și tu. Eu... Este totuși tata până la urmă. Hai să ne gândim. Că nu e un om atât de rău. Poate că a trecut prin multe greutăți în viață. A fost la pușcărie de la 18 ani. Cine știe ce i s-a întâmplat acolo? Poate toate lucrurile astea l-au înrăit. Înțelege-mă. Mă îndoiesc. Crede-mă că mă îndoiesc. Când vine vorba de el, mă îndoiesc. Important în momentul de față este că noi doi suntem împreună. E cel mai frumos lucru din lume. Da, ai dreptate. Te rog, nu mai fi trist. Te rog din suflet. Ui, bine. Mă duc să-ți arunc niște apă de la fântână. Hai, du-te și eu te aștept. Strâng asta aici și mergem în casă, da? Domnișoara Ioana? Da. S-a întâmplat ceva? Nu sunt. Hai. Da. Hai, urcă, vină sus. Ștefan, ajută-mă, Ștefan! Treci mașina. Treci imediat. Treci. Dai drumul. Ioana! N-am să las că ți-arăt eu tristeți. Dacă într-o oră nu te sun, du-și treaba la bun sfârșit. Ai înțeles? Da, da, am înțeles. Băieții noștri tocmai au găsit-o și pe fica mea. Ioana, îmi pare rău. Tu n-ai nicio vină. Asta am e meseria. Bună ziua, castingul pentru dansuri se ține aici. Raluca,